considerăm români adevărați, daci liberi, nu ne-am putut lua nimeni tradițiile frumoase, obiceiurile frumoase, costumele frumoase, trăirile, peisajele. Maramureșul e mai frumos ca o Elveție. Pierdere imensă. Un om de o calitate excepțională. Nu mai vorbim în domeniul muzicii. Un mastodont al muzicii autentice românești, al folclorului românesc. Încă unul dintre marii maestri ai muzicii noastre, muzica adevărată, cea tradițională românească. Astăzi o să ne luăm rămas bun de la Renzo. Regret în suflet, ne vom despărți de Baciu Ștefan, care a fost alături de noi atât la momentele bune și frumoase, cât și la celelalte mai puțin frumoase. Domnul Ștefan Petruș, ne despărțim foarte greu, pentru că Ștefan Petruș a fost o legendă a Maramureșului și a țării, nu numai în România, și în străinătate. El a dus pe culmile cele mai înalte, frații Petruș, muzica tradițională din Maramureș. Ne-am făcut cunoscuți prin frații Petruș, Maramureșul istoric, a devenit cunoscut. A avut mare, mare, mare valoare. Am pierdut astăzi. O ceteră fundamentală pentru muzica maramureșană. Eu sunt mândru de apartenența mea la spațiul maramureșan, dar sunt și mai mândru de când cântă frații Petreuși, pentru că ei sunt emblema stelară a muzicii noastre. Sigur că în cer, împreună cu Ion, vor reface celebrul lor duet și vor acompania și vor cânta împreună cu îngeri. Ștefan Petreuș va rămâne veșnic în amintirile noastre și l-am purta în suflet toată viața, pentru că este fost un om deosebit. Frații Petreuș au fost niște oameni deosebiți. O să rămână cântecele lor și o să dănuiască cât va trăi pământul ăsta. Dumnezeu să le-ați și văd din asta. Eu aș spune că Ștefan Petreuș nu a murit și nu va muri niciodată. Chiar dacă de astăzi cânt alături de fratele în ceruri, alături de îngeri, cântă lui Dumnezeu, el va trăi veșnic pentru noi prin cântecele sale pe care cu toții le știm și le-am învățat de-a lungul timpului. Cel mai dureros este pentru familie, bineînțeles, pentru cei apropiați, dar fiecare dintre noi care am venit astăzi și nu numai, plângem pentru cel ce a fost Ștefan Petreuș. Chiar dimineața când m-am dus la biserică am auzit o discuție între doi credincioși mai în vârstă. Ce faci astăzi? Vii la mormântare? Da, o să merg. Dar tu vii? De cum să nu mă duc la ceterașul nostru? M-a emoționat această discuție, banală, dar cât adevăr. Și maestru Ștefan Petreuș n-a fost doar citerașul Glodului sau al Maramureșului, ci al lumii întregi. Știm cu toții că cât de cunoscut este în țara noastră și nu numai. De când sunt preot în Glod de 4 ani de zile, mai vorbesc
cum fost și colegi de-a mei de facultate și mă întreabă unde ești preot. Și le spun că în Glod nimeni nu cunoaște satul, dar când le spun că e satul natal al fraților Petreuș, toată lumea recunoaște acest sat. Și oriunde am merge în țară și nu numai, dacă spunem Maramureș, spunem frații Petreuș. Au fost emblemă și sunt și vor rămâne. Nenumărate emisiuni, ediții speciale de Paște, de Crăciun, de Anul Nou și în emisiunile deja intrate în istorie, arhive folclorice, Nu uita că ești român, o vedetă populară, multe, foarte multe au fost mari interpreți ai cântecului popular, pentru că frații Petreuș au fost o legendă. Și într-o istorie a muzicii populare românești nescrisă încă, cu certitudine, atunci când se va scrie, vor sta la loc de cinste, indiferent cât de succintă ar fi această istorie, ei nu pot lipsi. N-au cum, pentru că numele lor va sta mărturie peste timp, și dovadă vor fi înregistrările rămase în arhivele noastre, Arhiva Televiziunii Române, Arhiva Radioului, Arhiva Electrecord. Cântecele lor stau astăzi pe buzele tuturor, nu numai ale moroșenilor, ale tuturor românilor, indiferent unde s-ar afla pe planetă. A fost artistul vieții mele. L-am ascultat întâia oară cam pe la 8 ani. Și de 65 de ani n-am avut alt model. El a fost modelul absolut în a cânta din Maramureș. Fenomenul frații Petreuș a împărțit timpul folcloric al Maramureșului în două. De până la ei și de după ei. Despre creștinul Ștefan Petreuș au vorbit preoții, despre artistul Ștefan Petreuș o să vorbească oamenii de cultură, iar eu pot să vă spun și să-i mulțumim pentru tot ce a făcut pentru satul Glot, Comuna Strântura, Maramureș, pentru țara noastră. E cunoscut în toată lumea. Și mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Credința pe care a avut-o nu numai în Dumnezeu, ci și în aproapele Său. Credința pe care a avut-o în acest sat binecuvântat de Dumnezeu, satul lui natal numit Glot. Căci de fiecare dată când ne întâlneam, spunea că își iubește nespus de mult satul natal. Satul pe care îl numea dumnealui, inima pe care o cunoștea. Sunt un om atât de credincios cum puțin dintre români mai sunt. A făcut numai lucruri bune pentru toată lumea, a fost săritor, înțelegător și un foarte bun român. Ștefan ne despărțim greu datorită faptului că el de fapt a fost pecetea istoriei folclorului românesc, care astăzi a încheiat un capitol. Sper că acest capitol să continue cu copiii lui și cu nepoții lui, încât familia Petreuș să continue nu numai prin faptul că folclorul lor va dăinui veșnic, ci și ca și entitate umană. Toți oamenii pot să-l urmeze
acest om care a fost aici. Un cetiaraș, așa cum se spune la noi. Nu știu dacă se mai nască așa cetiaraș. Tradiția românilor din Maramureș e ceva scump la un nivel de civilizație, la un nivel de cultură, la un nivel de patriotism, la un nivel de o viață adevărată românească.